În cadrul proiectului RAISA, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Hercule 3, pregătire împotriva fraudei, va avea loc cel de-al doilea seminar internațional în format hibrid, atât cu prezență fizică cât și online, în perioada 13-15 decembrie 2021 în municipiul Arad. Activitatea reunește specialiștii de investigare a fraudelor din județele Alba, Arad, Brașov, Mehedinți, Giurgiu, precum și reprezentanți ai autorităților bulgare. Prin problematica abordată, se urmărește realizarea schimbului de experiență și bune practici în domeniul provocator al luptei împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare, prin aducerea la cunoștință a celor mai reprezentative cazuri soluționate la nivelul fiecărui instituții participante, dar și îmbogățirea cunoștinței ca urmare a modalităților și tehnicilor de investigare prezentate. Prin problematica abordată se urmărește realizarea schimbului de experiență și bune practici în domeniul provocator al luptei împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare, prin aducerea la cunoștință a celor mai reprezentative cazuri soluționate la nivelul fiecărei instituții participante, dar și îmbogățirea cunoștințelor ca urmare a modalităților și tehnicilor de investigare prezentate. Ca și în cadrul celorlalte trei activități ale proiectului RAISA și cu ocazia acestui seminar, se urmărește atingerea obiectivului proiectului, respectiv creșterea gradului de dezvoltare profesională a specialiștilor de investigare a fraudelor în domeniul fraudei din România, Bulgaria și Ungaria. Acest gen de infracțiuni, care în prezent aduc prejudicii grave în bugetele naționale, dar în același timp afectează și interesele financiare ale Uniunii Europene.